Sunt unul dintre artiști exponanți. Mă bucur că ați venit la întâlnirea noastră din această seară, care se intitulează Prieteni la o cafea, pentru că eu cred că toți aici am noi suntem prieteni, nu numai noi cei 5-6 artiști care expunem. Am să las pe Petre, colegul meu, să vorbească așa un pic despre această expoziție și această întâlnire frumoasă. Eu doar am facilitat cumva adunarea asta, închegarea acestei gazete. Deci cumva curatoarea o expoziție. Cumva. Cumva. Pentru o expoziție de bună seara, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-am adunat în această seară. Mulțumesc și artiștilor. Mulțumim și curatorului nostru. Și nu în ultimul rând, mulțumim gazdei care ne-a pus la dispoziție aceste simeri. Cu mare plăcere! Mulțumesc! Ce aș dori să spun despre expoziție? Nu, într-adevăr, nu este o expoziție cu un subiect pretext stabilit dinainte. Ideea centrală sau punctele de sprijin ale expoziției sunt prietenia și arta. Deci aceste lucruri ne leagă pe noi cei 6. N-am să vă țin foarte mult, doar atât am vrut să vă spun și să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați avut și aveți răgazul să ne priviți lucrările și să ascultați un mini concert de saxofon. Nu? Da, care va fi pe terasă și când ieșiți pe terasă spre concert, am să vă rog pe fiecare să vă luați sandvișuri, limonadă și de la bar tot ceea ce vă mai doriți. Și un mic amănunt, să-i prezint pe artiști, Alina Manole. Andreea Dosinescu. Mihai Pătrună, Lorena Sudriu, mulțumim domnului Pantelescu pentru această prezentare. Pentru toți cei care vor să citească mai mult, mai cuvinte așa mai legate pe temă, de ce a vrut să exprime sau ce stil abordează artistul, ne găsiți pe Facebook, pe fiecare dintre noi, în plus pagina creată special pentru evenimentul de astăzi, unde este un text scris chiar de Petre, dacă vreți să vă plictisiți cu aceste detalii. Dacă nu, haideți să ne distrăm și să ascultăm în curând când vor veni prietenii noștri cu saxofonul. Noi de câte ori am spus împreună, am fost felicitați. Când n-am făcut, am fost tot felicitați. Mulțumim frumos! Mulțumim!